Vreau să vă informez că în cancelarea aparatului președintelui Reorului a fost înregistrată în data de 30 septembrie curent cererea a 12 consilieri cu solicitarea de a fi convocată ședința extraordinară a Consiliului și chiar cu un subiect propus pentru ordine de zi, alegerea președintelui Reorului. A fost emisă dispoziția respectivă a președintelui interimar, domnul Ciuc Anatolie, 30 septembrie, tot atunci, pentru data de, atenție, 4 octombrie, printr-o eroare la dumneavoastră, a ajuns 3 octombrie, dar am intervenit pro și am respectat prevederile regulamentului Consiliului, care prevede că consilierii trebuie să fie înștiințați cu cel puțin 2 zile înainte de ședința extraordinară. Pentru participarea la ședință sunt înregistrați 33 de aleși abonați, adică 100%. Potrivit prevederilor reglementare, ședința Consiliului este deliberativă. Vă mai informez că la ședința asistă primar, reprezentanți ai serviciilor publice la urmare. Îl avem ca oaspete și pe domnul Dumitru Anatol, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Și acestea fiind spuse, rog să vă urăm să avem de stat în Republicii Moldova. Domnul secretar. Stimați consilieri, da. Domnul secretar. Da. Vă rog să anunțați un memo de reculegere, da, pentru că e prima ședință. Neapărat. Stimați consilieri, fiind creștini și pentru toți ce ne pasă dat peste urmă, și dat fiind faptul că azi va fi, cred eu, va fi ales un alt președinte al Reorului, vă rog să mă întâlnim odată pe cel care a fost Nicolae Dragnea. Mulțumim, Dumnezeu să ne iertați în pace și să vă mulțumim că lucrurile bune pe care le-ai înțeles dumneavoastră vor fi continuate. Vreau, stimați consilieri și stimați colaboratori, să felicităm și pe domnul Nicolae Cotorobai, care recent și-a sărbătorit ziua de naștere. Domnul Cotorobai, vă rog. Regulamentul
regional, am spus. Domnul secretar, dumneavoastră ați îndeplinit indicațiile cuiva care nu vă era pe drumul anului. Ce dumneavoastră ați dus în ianuarie toți consilierii și nu ați respectat legea cu privire la administrația publică locală de informat trei zile înainte consilierii de ședința noastră? Stimate domnule consilier, dispoziția de convocare a ședinței a fost semnată pe data de 30 la ora 15:27 de minute. Precis. Ceea ce nu punește 3 zile până la data de 3. Dumneavoastră s-a făcut trimitere la legea 436, unde stipulează numai puțin de 3 zile. Ca să fie respectat acest termen, a fost trecută ședința de pe data de 3 pentru data de 4. Ce dumneavoastră ați scălit dispoziția dacă nu sunt în 3 zile? Ați scălit-o, este semnătura dumneavoastră și dispoziția asta? Dispoziția a fost semnată de mine. De ce? Dacă era numărul meu prezări, ce a semnat? Pe urmă am analizat că numărul meu prezări. Ce a semnat dispoziția care a semnat? A fost altă dispoziție cu data de 4. Păi, sau numai, nu? Cum în jurnal, sub același dispoziție, două nume? Domnul Cușbă, eu știu bine reacționarea care este pentru astăzi. Eu propun că să trecem. Nu cred că ești cu noi, dacă nu suntem contra să aleagă ședinte, trebuie de ales ședinte. Dar noi nu putem să încălcăm, că asta e o încălcare de proceduri la granță. După părerea dumneavoastră este o încălcare. După părerea mea, nu este încălcare. S-a respectat 3 zile conform legii. Ceea ce spune, numai puțin de 3 zile. Dumneavoastră să fiți prezenți, că știți foarte bine că ați fost informat. Nu trebuie să ne grăbim să facem jocurile lui domnul Meleciu, care el poși prez, vrie, el și fac ce lui plac. Nu poate și nu se permite. Este legi care nu trebuie să respectăm. Domnul consilier, un om foarte responsabil și foarte agitat, dar deodată vă rog să mergeți pe punctul legii unde spune clar 3 zile ședința extraordinară. Pentru a fi respectat 3 zile convocarea ședinței, s-a mânat de la data de 3 la data de 4. Domnul consilier, eu v-am adus la cunoștință să nu ziceți că nu m-a aștept și nu m-a informat. În regulamentul Consiliului scris necuprearea în științarea și data și în ordine de zi se în cazul ședințelor extraordinare se dau două zile. Ceea ce spuneam în iulie 2011, acest regulament este carte de căpătâi a noastră. S-a reparat greșeală. Așa e pe data de 3 și pe data de 4. Și tot așa, 167 G. Și chiar să fie... Bun. 167. Vedeam la fie anulată. Spuneți-mi mai departe. Cineva o trafete? Stimați consilier, vă rugăm să lansați propunerea de un funcție de președinte de ședință. Domnul Dragă. Sunt date propuneri. Văd că supun votului dumneavoastră propunerea domnului consilier. Nu voi, poftim. Eu propun pe domnul Lătate. Votăm pentru ei nume. Domnul Lătate. Timpul să ziceți sau nu urmă. Bine, supun votul dumneavoastră că am dat vorba domnului Asis la funcția de președinte de ședință. Aici.
Bine, nu vă rog aici, mergem la ordine de zi.
că puneți o flagă de cer peste noci, până la discuție unde e vizitat. Ca președinte acolo în ședință, consiliului, vă rog să fie ostator. Să accept, să vă propun de urmat, o flagă de 15 minute, după 15 minute, de plasă cu flagă. O flagă de 15 minute.